rețea de contrabandă cu țigări destructurată de polițiștii argeșeni. În noaptea de 27 spre 28 aprilie, polițiștii argeșeni au reținut doi bărbați de 33 de ani din Mioveni, respectiv 28 de ani cetățean bielorus, depistați în timp ce descărcau 148 de baxuri de țigări netimbrate dintr-o semiremorcă a unui ansamblu auto într-o utilitară. Miercuri, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș au efectuat trei percheziții domiciliare în Pitești, Moșoaia și Merișani, iar după administrarea probatoriului a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore a unui bărbat de 40 de ani din Pitești, urmând ca în cursul zilei de joi să fie prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Pitești cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Bărbatul era destinatar al rețelei. Conform autorităților, prejudiciul adus bugetului se ridică la suma de aproximativ 1 milion de lei. După descinderi, oamenii legii au pus sechestru pe mai multe bunuri imobile ale piteșteanului, în valoare totală de aproximativ 120.000 de euro.